Muștelul Câmpulung SCM Pitești 3-0, rezultat care l-a obligat practic pe antrenorul oaspeților Constantin Schumacher să felicite echipa învingătoare, taxând însă greșelile în lanț ale elevilor săi. Felicit echipa gazdă care a câștigat astăzi, a câștigat meritat. Echipa mea a jucat destul de bine în prima repriză. Am luat un gol pe niște greșeli personale, și primul și celelalte, dar noi suntem în construcție acum, așteptăm să vedem ce se va întâmpla din iarnă, pentru că obiectivul nostru este, cred că în momentul ăsta, să fim cât mai aproape de podium, dar șansele s-au diminuat considerabil în momentul ăsta. În lipsa lui Ovidiu Tică, suspendat după eliminarea cu Sporting Turnu Măgurele, managerul Alexandru Popovici a luat loc pe bancă și a condus de la marginea terenului echipa mușceleană. La final avea motive de bucurie. Cred că este o victorie fără dubiu, victorie meritată, victorie obținută în urma unui angajament deosebit, al unei concentrări mari, și cred că încununăm sfârșitul de retur, cu toate că mai este o etapă la Chiajna, cel puțin sfârșitul de retur pe teren propriu, cu o victorie deosebită. Este și o victorie, trebuie să recunoaștem, a unor orgoli, întotdeauna între Câmpul Lung și Pitești, orgolile au fost deosebite. Mă bucur mult, felicit jucătorii, este meritul lor principal. Și tot în fața jurnaliștilor prezenți la acest joc au venit și trei dintre jucători: Bogdan Stancu, autorul primului gol, George Cotigă, autorul golului de 2-0, și Adrian Tănase, portarul care în turul de campionat a primit un singur gol în fața propriilor spectatori. Bogdan Stancu, trei etape, trei goluri. Da, trec printr-o perioadă foarte bună, trei goluri consecutive. Sunt fericit în primul rând că m-a ajutat echipa. Ce să zic, e cea mai bună perioadă prin care trec acum. George, un meci frumos, 3-0, i-ați umilit practic pe adversarii voștri de astăzi. Da, ne așteptam la un meci greu, un meci al orgolilor, dar eu cred că ne-am impus și am fost mult mai motivați decât ei, pentru că, după părerea mea, au făcut o greșeală, tot timpul subestimându-ne. De ceva vreme tot am văzut declarații cum că noi suntem întâmplători pe locul care suntem, că am câștigat numai minutul 90, că avem teren nu știu cum, că avem echipă slabă, că suntem de la țară, că suntem nu știu de unde. Iată că azi am demonstrat și nu oricum, le-am marcat 3 goluri și le-am arătat de ce suntem noi pe locul care suntem și ei sunt pe locul care sunt. Ne-au pus probleme doar pe câteva faze fixe, dar în rest scorul și-o și spune din teren. I-am dominat clar și rezultatul de 3-0 este meritat pe deplin. Spune-ne la faza la 1-0 pentru noi când au cerut gol. Nu am văzut prea multe. Am avut un reflex, iar mingea lui Vibara, și din fericire a ieșit afară și a fost tot ok.